La noi în sat e o tradiție care se menține și acum, pentru că am avut ocazia în câțiva ani să merg de Crăciun la țară. Întotdeauna ritualul începe cu un foc mare pe unul din dealurile cele mai înalte ale satului. Flăcăi tinerii, în general necăsătoriți, se adună, fac acest foc mare care domină întregul sat, care cred că vestește marele eveniment ce se va întâmpla, și anume nașterea Mântuitorului. Apoi copiii, flăcăi, coboară în sat, cântă, colinde, și după aceea vine Moș Crăciun în fiecare familie. Dar ceea ce m-a impresionat și mi-a rămas în memorie și acum, colindătorii, unii veneau îmbrăcați în niște veșminte, fie albe, fie de altă culoare, cu steaua, deci steaua de la răsărit, care era un moment foarte important, care de asemenea vestea nașterea Mântuitorului, care era a doua zi de Crăciun. În fiecare an mergeam cu tata la biserică și mi-amintesc și acum sfaturile și predica preotului legată de nașterea Mântuitorului, de un nou ciclu, de o nouă viață care începea și care era pentru noi cu o semnificație cu totul deosebită.